Începe recrutarea de primăvară. Potrivit unei decizii a Guvernului, 1300 de tineri urmează să fie înrolați în Armata Națională. Ministrul Apărării susține că procedura este una de rutină și nu are nicio legătură cu criza din regiune. Durata serviciului militar în termen redus este de 12 luni și respectiv de 3 luni. În aceste condiții se impune necesitatea eliberării din serviciul a militarilor a cărora durata a expirat pentru a nu admite încălcările drepturilor acestora, precum și inițierea măsurilor organizatorice în vederea asigurării încorporării cetățenilor în serviciu militar în termen și cu termen redus. Ministrul a precizat că ordinul președintelui Republicii Moldova de înrolare în armată a fost semnat încă din 1 februarie, înainte de începerea războiului din Ucraina.